Te ascult! Șefu, nu mai avem nimic pe azi. Dar sună domnul doctor Marius să trece pe la dumneavoastră. Oh. Mai rămân la ochii de dumneavoastră. Nu, nu, dacă vine Marius, îl aștept singur. Auzi, drăguță, mai avem biftec în frigider? Nu, șefu, la mâncat pe de 3 zile. Vă pup, am plecat. Habar n-ai de capul tău. Da? Salut, doctore! Salut, doctore! Să intri direct, te rog, da? Că a plecat amințita aia. Bătrâne, mai apuc și o vreme aia să o cunosc eu pe secretarea asta ta. Nu apucă ea. Am ales-o special ca să nu mă tenteze. Aha. Știi că nu fac discriminări pe criterii de vârstă, dar e chiar urâtă. Te ții bine. Da? Mersi. Dar ce albit așa? A, fac un tratament de piele. Da, ca să pot funcționa și pentru masa largă de clienți. Da. Ia să vedem. Moșule, mai ușor cu căcasă. Stai să... liniștit, nu e cu V. Păi, de-ți fac eu așa ceva, am schimbat sursa. Da. Știi ce e la mine la ușă? E coadă de la 8 dimineața. Au nebunit ăștia, știi ce fac? Își duc pura de ei la grădiniță, apoi vin aici la mine. Eu le bag freza în gură și cu freza în gură spun: domn doctor, putem să ne grăbim un pic, că începe programul la corporație. Și eu le zic: băi, stai mă liniștit că te sângerez de nu te... Știi ce vreau să zic? Ia să vedem, deschide gura. Deschide, deschide. A, păi obturația avem făcută din 90, spațiile astea s-au închis. Trebuie să pilim un pic. Că o să ajung să sâsâi și când te duci să ceri mușchiuleț de la măcelărie. Ține asta. Și acum... AB negativ. O mare domn, ca de obicei. Nu e nimic, toate e de pe secție. Ne vedem la... Încerc, dar nu promit. Am fost și anul trecut și m-am văzut cu ea după o săptămână, deja uitase, deci... Da? N-ai ce face. Vârsta. Ia uite, bărbatul ne trimite rimane. Păi ce să faci? El s-o fi obișnuit deja, săracul.